crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea la Europa FM. Astăzi ne putem bucura de un premiu de 1600 de euro. Ciprian din Botoșan, mai exact, o să se bucure, sper, de ei premiul ăsta. Bună dimineața, Ciprian! Salut, Ciprian! Bună! Bună dimineața! Ce faci? Mă auziți bine? Te auzi în cristal, ce faci? Emoționat puțin. Haide, nu ai de ce! Mulțumesc! Să nu-ți fie teamă. Sunt emoționat. Doar niște întrebări care aduc foarte mulți bani. A vorbit cu Marcela și de asta e emoționat. Nu, aha, că nu de la concurs ai emoții. Ba da, tocmai de la concurs ai emoții. Hai de bre. Vezi că avem și noi ceva emoții, pentru că avem o dezbatere încinsă de câteva minute aici asupra primei întrebări din concursul de astăzi. O să vezi, vă rog, când va veni vremea. Da. Zici, fii atent, îți zicem întrebarea și ne spui ce părere ai. Da. Ne dăm și noi cu părerea. Ce unde te găsește faza, Ciprian? Poftim? Unde ești? Botoșani. Nu, lasă asta. Acasă, la serviciu? La serviciu, la serviciu. Cu ceva echipă sau? Fără nicio echipă. Solo. Solitar. Am înțeles. E, asta e viața. Atunci ești tu cu emoțiile tale. Lasă-le deoparte, Ciprian. N-ai niciun motiv să fii emoționat. Încearcă să te concentrezi, să nu faci ce a făcut ieri Diana, dacă țin bine minte, respectiv a tărăgăna răspunsul până ai ieșit în afara concursului. Tale, da. Exact. Acolo chiar am fost acolo. Bravo, uite. Dar dacă nu știi sau nu ești foarte sigur pe răspuns, e important să spui ceva în alea 6 secunde, da? Să nu lungești. Mă pot, chiar dacă spun prima variantă, mă pot răzgândi în 6 secunde? Sigur că da. Ultima variantă pe care o spui e cea pe care o luăm în considerare. Ultima. Dacă spui 3 variante, ultima rămâne, da? Ok. Bine, Ciprian. Pe acum că am lămurit și aceste aspecte tehnice, putem începe? Cu drag. Hai! 200 de euro. Întrebarea de 200 de euro de astăzi vine tot de la Dănuț. Dănuț este un ascultător de-al nostru de la Galați, care a fost foarte entuziasmat de oportunitatea de a trimite întrebări pentru Dublu sau Nimic și a trimis o grămadă de întrebări, foarte bune multe dintre ele. Dacă vreți și voi să trimiteți întrebări, 0728 3132, da, sunteți bineveniți. Ajutați-l pe Luca. Nu, da, găsesc tot felul, adică... Zi, domnule, întrebare. Foarte hai bune. Deodată. L-a mai relaxat un pic pe Ciprian, că avea emoții. Vrei să nu se relaxeze de tot, să nu-ți mai Ciprian, răspunde. Acum fii atent că vorbesc cu tine. Da. Pentru 200 de euro, să ne spui, te rugăm, în ce județ se află vulcanii noroioși? Zi un Buzău. Un județ. Cum, mă? Asta e ceva. M-ați auzit, da? Da, te-am auzit. Știi aia când jucam Chems și zicea se chinuia să pună parolă, te chinuiești să faci semne cu echiperul și venea ala, zicea zi Chems, Chems. Ce-ai făcut, mă, Luca? Am făcut... Zi un Buzău, tu... Da, dar și colegul. Buzău, m-ați auzit? Deci nu există așa ceva, nu există, nu există. Anul trecut am fost acolo. Ai văzut, da, habar n-aveai. Da, mă, Ciprian, asta pe e ce să, bravo. Greșeală de arbitru, da, e dreptul tău, ai câștigat. Oricum Buzău spuneam, Păi da, da, păi da, da, spune. Adică ce-am auzit așa a fost... Mai ai întrebări, Luca? Da. Asta cu răspuns... Cu răspuns secret. Bine, bravo, felicitări! La Monopoly... Ai câștigat 200 de euro. Bankeror in your favor, ai câștigat cu tare, da. Așa și eu. Bravo, hai, domnule, hai, felicitări! Noi aici am avut o dezbatere, Ciprian, de asta e... Că vorbeam despre asta cu vulcanii noroioși și aici eram împărțiți în studio. Dacă e grea sau ușoară. Doi ziceam că toată lumea știe unde sunt vulcanii noroioși. Da. Alți dar doi nu dau poate lume. Unii cred că e în Vrancea. Da, aici e. Până la urmă n-a fost chiar atât de grea întrebarea, deci nu? Deci știa și subtilități, doar că vezi, deci știa oricum. Da. Cu Vrancea, cu... Asta. Da. Ia zi, mergi mai departe sau... Merg mai departe. Bravo, Ciprian, păi na, acum.
Bravo. Ar fi și păcat. Mergem la 400 de euro, că ăștia a primit 200. Ințea domeniu. Vezi. Uite că afli imediat. Spun imediat. Fix acum. 400 de euro. Gata, ne concentrăm, nu mai redem acum. Vezi, da? Cum mă formulez. S-a umplut tableta de mesaje, reacționează lumea, e nenorocire. Da, asta e, greșeala băncii. Da, da, da. Ciprian, următoarea întrebare este din matematică. Te coafează? Aoleu. Da. Bravo. Da. 400 de euro câștigi și eu nu mă mai bag. Dacă spui cum se numește în geometrie un unghi mai mare de 90 de grade. Obtuz. Bravo, Ciprian! M-ai făcut mândru de tine. Am fost olimpic la matematică. Wow. În general, na. Nu i-am dat. Vezi că el ne-a zis la început că are emoții, că nu știu ce, ne-a păcălit un pic. Da, da, da. Eu credeam că, că unghiul obtuz e mai mare de 80 de grade. E valabil și asta. Bravo, Ciprian, felicitări. Ai 400 de euro. Bravo, bravo. Mulțumesc. Hai că nu e rău. Trebuie să te gândești acum cum facem. Mergem mai departe, ne oprim. Beneficiez de un indiciu sau cum aveați în regulament acolo, am apucat pe citesc partea. Ce știe? Azi n-avem un timpul. În momentul ăsta, la nivelul ăsta al concursului, nu există niciun pas ajutător. Eu am și câteva domenii deficitare, să spunem așa, care nu... Cine n-a chiar... Da, dar nu putem să te ajutăm să, ca să-ți dăm okay. Indicii, că n-ar fi fair față de ceilalți participanți. Da, da. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Bravo, bravo, domnule, îmi place asta. E mortal. Da. 800 de euro. Ar fi și niște... Am niște domenii în care... Bravo, Ciprian, ne-ai făcut ziua frumoasă. Nu e complicat și fii atent. Dacă treci de întrebarea asta, recomandarea mea e să mergi până la capăt. Dacă, uite, îmi permit să-ți dau o mână de ajutor. Eu nu mă bag. Adică nu mă mai bag. Ok. Ciprian, sper să te recompensăm pe măsură, pentru că ai fost foarte haios până aici. Și sper să știi și răspunsul pentru această întrebare care ți aduce 800 de euro. Ești atent, da? Da. Să nu te pierzi. Ciprian, spune, pentru 800 de euro, care a fost moneda Spaniei până în 2002, când statul a trecut la euro? Pesos. Târziu și nu pesos. Din păcate. Nu-i bun, știu că nu-i bun. Da, nu, ah. Târziu. Am spus efectual. Luca, dacă întrebai tu cu marca germană ceva. Nu, nu avea cum să fie marca. Nu. Pentru 800 de euro a fost mai greuț. Da, așa e. 800 de euro. Nu știu cât era în pesete. Pesetas era da. Răspunsul corect, da. Și oricum depășise-i timpul alocat, cele 6 secunde. Îți mulțumim tare mult, Ciprian. Deci deficitar la valută forte. La valută forte, de altfel. Da. Băi, Ciprian, dar ai fost foarte haios. Mie mi-a făcut mare plăcere astăzi. Chiar dacă am gafat. Ce-a fost aproape. Ciprian, ai fost foarte haios, mai ales Luca. Da. Mulțumim tare mult pentru această ediție. Luca, ai fost foarte bun. Să mai facem mâine întrebări. Ce vrem, asta e, the guys are real. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.